nicio grădină nu este la fel. Unele sunt pline cu flori, plante anuale și diverse forme gândite în primul rând pentru aspect și decor, iar altele pun accentul pe funcționalitate, lăsând plantele, aleile și celelalte elemente să complementeze designul. Dar atunci când ne gândim la simplitate și minimalism, niciun concept arhitectural peisagistic nu se compară cu designul natural modern. Azi vrem să-ți arătăm câteva proiecte gândite de noi, care încearcă să accentueze aceste caracteristici și să descoperim cum putem și noi incorpora o parte din aceste idei în propria grădină. După un pic de muncă, acesta este rezultatul. Gazonul este de nelipsit în majoritatea grădinilor, dar aici a fost utilizat din plin. Aranjamentele și grupurile de plante sunt reduse considerabil sau eliminate în totalitate. Diversitatea de flori, arbori, arbuși este minimizată, paleta de culori fiind mai mult conservatoare. Tonurile de verde sunt de nelipsit, dar în anumite situații o culoare de contrast este atent inserată, deși de multe ori se preferă ca nuanțele anotimpurilor de toamnă sau primăvară să schimbe aspectul odată cu timpul. Iar toaletarea plantelor este mult mai puțin importantă față de alte concepte peisagistice, precum cele geometrice sau mixte, inclusiv a gazonului de multe ori, plantele fiind lăsate să prindă un contur cât mai natural. Grădinile moderne pun de multe ori accentul pe calitate, de aceea materialele și elementele decorative folosite în general sunt de valoare, lemn, marmură, bănci, arbori de talie mare, lespezi de piatră masivă, sticlă și multe, multe altele. Cu toate acestea, în cadrul unei grădini cât mai naturale, acestea sunt folosite mult mai rar. Rigiditatea grădinilor geometrice, pline cu tot felul de forme și sculpturi complexe, a aranjamentelor artistice de flori sau a grădinilor peisagere ornate cu o diversitate foarte mare de plante ornamentale frumos colorate, dispare, lăsând liber spațiului pentru joacă și a timpului liber petrecut pe gazon. Terenul plan este exclus în general în favoarea formelor ușor neregulate care adesea împânzesc întreaga curte. Conceptele naturale pot introduce o serie de elemente impresionante pentru doritor, precum un lac, ape curgătoare, foișoare, rocărie, atâta timp cât simplitatea și minimalismul stilului modern este menținut. Cu un minim efort, realizarea unei astfel de grădini poate fi abordată și de tine. Dar să nu uităm că atunci când vrem să ieșim din tipar, un proiect peisagistic ușurează mult munca, prin alegerea precisă a materialelor, amplasarea corectă a plantelor, a tuturor elementelor ornamentale și funcționale, inclusiv a sistemului de irigat. Implementarea unui proiect este întotdeauna mai rapidă atunci când este însoțit și de un plan arhitectural. Aceste planșe detaliază clar zonele de interes și a modului în care trebuie amenajat spațiul. Indiferent de grădina aleasă, cu timpul, plantele își fac de cap și trebuie intervenit. De aceea, echipamentele profesionale, implementarea unui sistem de irigat, cât și utilizarea produselor de calitate pentru grădină sunt foarte importante pentru ca grădina să arate impecabil pe tot parcursul anului. Avem o serie întreagă de videouri cu tot felul de teme și concepte de grădini să ai de unde să te inspiri pentru propria grădină. Iar dacă ai nevoie de ajutor să-ți pui ideile în plan, știi la cine să apelezi.